CSM Iuveni speră să obțină o victorie în deplasarea de la Sportul Studențesc, a declarat astăzi antrenorul Marian Pană. Tehnicianul e conștient că studenții au un parcurs bun în retur, dar este încrezător în potențialul elevilor săi. În fața unui joc pe care sperăm să-l câștigăm, ca întotdeauna vom încerca să facem tot ce depinde de noi ca să câștigăm acest joc. Întâlnim o echipă care în tur a pierdut la Mioveni și din punctul de vedere suntem încrezători. Sportul este într-o formă bună, arătat în primele etape. Prea multe nu sunt de spus, doar că încercăm să obținem și noi prima victorie din acest retur. CSM Iuveni are ceva probleme de efectiv, însă cu toate acestea Marian Pană consideră că jucătorii care vor fi folosiți vor avea un randament bun. Sunt ceva probleme de lot. Avem pe Voicu și pe Zuluf accidentați. Câțiva jucători cu semnul întrebării, dar până la ora jocului sperăm să putem să alcătuim o echipă bună care să facă față jocului și să ne aducă cele 3 puncte. Sâmbătă are loc prima întâlnire oficială din regie între Sportul și CSM Ioveni în Liga 1. În partida disputată în tur la Mioveni, galben-verzii s-au impus cu 2-1.